Vezi, plăcere. Vai de ce mașină. În spate? În spate. Vai de ce mașină. Mulțumesc. Eu sunt paseistă din fire și îmi plac foarte mult și perioada interbelică și secolul 19. Deci a fost o experiență faină și minunată. Am venit cu microbuzul nostru și am plecat cu ce să vezi? Cu Cadillac cu Soro. Sony a avut și el din partea lui din Italia doi verișori și un prieten. La țară, la Magdalena de Bani. M-am emoționat din nou când am văzut plaja aia pe care cărasem scaune și părea așa a noastră. Se transformase brusc într-o imagine din asta exact așa ca în filme, cu totul împodobit, cu flori. Ana îmi face tot timpul să aștept, dar eu știu pe Dana că așa chiar este o bataie pierdută de la început. Atmosfera care era în momentul ăla m-a emoționat pentru că mă aștepta Sony, mă aștepta preotul, mă așteptau toate persoanele dragi mie. Îl simțeam pe Sony foarte emoționat, așa se tot uita în spate dacă vine Dana, dacă nu vine Dana. Iar momentul în care a apărut Dana, el s-a schimbat brusc la față și s-a simțit așa o emoție în toți oamenii ăia care erau acolo. Aveam răsplata pentru toate lucrurile și pentru toată munca asta depusă de noi. Felicitări! Mersi! Când a apărut Dana, a fost momentul cel mai emoționant din toată nunta mea. Am simțit că, uite, în sfârșit a venit Miraza și ne căsătoresc și eu. Da, te s-o pup. Știam că Mireasa este dusă la altar de către tată, dar nu știam că cobor din limuzină și îmi dă mâna tatăl meu, care mă conduce către omul cu care urma să mă leg religios, pentru că noi legați suntem prin familia frumoasă care o avem, legați suntem de 10 ani, legați suntem prin copiii noștri și prin iubirea care ne unește. Che bella! Așa, pe Sony, pe Sony, pe Sony! Oh, oh. Mersi! Emoții! Oh, amore! Bacio, dare un bacio! Nu mai venei! Nu mai venei! Sony este un bărbat frumos, un bărbat care știe să se facă plăcut, indiferent ce și-ar pune pe el, dar cum a fost la ceremonia religioasă, mi s-a părut mai special. Casa de piatră, tot ce vă doriți. Mulțumim! Vă trăiască! Sănătate. Dana arăta superbă. Cu rochia asta chiar semăna ca o regină, o prințesă. Se logodește robul lui Dumnezeu Sony, cu roaba lui Dumnezeu Daniela, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Preotul a făcut o comunie religioasă ortodoxă. Eu sunt catolic, dar pentru mine Dumnezeu unu, atunci ortodoxo-catolic nu e mare
diferența. Important este să avem respect unul de celălalt. Nașu, puneți verigheta, este al miresei, aici, în dreapta, aici. Cât intră? Ale, pentru ea. Să nu cadă. Ține așa, stai. Stai liniștit. Așa trebuie. După aceea schimbăm. Asta e frumusețea. A, da. Priotul mi-a dat verigheta lui soția, le-am zis, nu asta e, eu le-am zis că era celălalt. Și zice, nu, ține asta cu mâna dreptă, ai grijă să nu cadă și după aia trebuie să le dai tu lui soția. Așa, cum e cu cap? Oh, mare vrea! Mare! E căpos, părinte, e căpos. Inteligent. A ajuns momentul să mi pun în cap corona. Eu, fiind foarte inteligente, am cap mare și nu prea mi-a intrat. Am stat, cred că, 10 minute cu aia care mi-a tragea așa în sus. Padre nostru, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberici dal male. Alături de noi, în dreapta și în stânga noastră, erau nașii noștri. Pentru noi a fost o mare plăcere și onoare că ei ne-au fost alături în momentele alea. Au știut să țină cont de toate detaliile și de toate lucrurile dintr-o căsătorie cu tradiție. Bastard! Încă o dată! De trei ori! De trei ori! De trei ori! O atmosferă atât de relaxată și atât de frumos și dacă ai totul cum trebuie, cum au avut și ei, mi se pare extraordinar. Iar Dumnezeu e martor oriunde și prin preoți, practic, îl aduc pe Dumnezeu martor acolo pe plajă. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți. Se căsătorește un fiu, unico bărbat, unico numele che trage înainte, è normale che sono emozionato. Mi gândesc de tot când m-am căsătorit eu, când era mama mea, tata mea în spatele, che plângea, era bucuros, am continuat tradiție. Faptul că erau părinții mei lângă mine, toată familia, nepoții mei, îmi pare rău că n-a putut să vină sora mea cu Giaro, dar mi-a trimis mesaje, mi-a sunat. E un moment foarte emoționant și important din viața mea. O altă surpriză la finalul cununiei religioase a fost faptul că ne-am trezit cu niște cutii lângă picioarele noastre. Bravo! Fiecare moment care urma pentru mine era surprinzător. Unde s-au dus porumbei? Dedesubt, sub de circu. Nu s-au dus de stânga, decât sus pe circu. Și asta a fost foarte fain. Dacă ar fi să aleg între orice locație, castel, colibă și ce au făcut ei, fără nicio fel de îndoială aș alege plaja. E o atmosferă, e o energie foarte bună. Casă de piatră! Bravo! Doamne ajută! Mersi! Ceremonia ortodossa mi-a toccato l'anima, mi-a toccato il cuore, veramente. È stato molto bello, ci siamo emozionati. Non me l'aspettavo, perché è stato tutta una sorpresa. Mamma, vieni, forse ci sposiamo, forse no, c'è una sorpresa, ma non immaginavo questo. Salute, ragazzi! Salute, salute! Ho avuto o doză de emoție și de sacru și divin ceremonia de pe plajă, pentru că eu cred că Dumnezeu este pretutindeni. Am fost bucuroasă să văd că au ajuns porumbeii, le-au dat drumul, deci mi-am făcut și acest task. Stai că mă calc și pe rochie. Pa! Pa! Ciao! Am plecat cu căruțe și cai la restaurant, se petrecem nunta. O traseu frumos, mi-a plăcut. Am venit cu Cadillacul și am plecat cu trăsurile. Frumos, neamărin, așa naș, așa frumos să se organizeze el pentru finii lui. Ce să zic, mi-a plăcut.
Eu pe Sony și pe Dana i-am văzut fericiți. I-am văzut în primul rând eliberați, pentru că scăpaseră cu bine după un prim pas, mai urma acest pas frumos, petrecere. Când am ajuns acolo, ziceam, gata, mă distrez, am trecut de toate momentele, dar în același timp eram îngrijorată, dar o fi tot ok, invitații cum or să stea, mesele cum or să fie așezate, atmosfera, cine o să o întrețină? Orice inimă de mireasă bate mai tare și mai fierbinte în astfel de clipe, dar când în jur îl ai pe Neamărin și ceata lui, e bine să te liniștești și să zâmbești. De restul răspunde, nașu mare! Să trăiți, tovarășul capitan. Am un băiat și nu mă ajută să cobor. Un capitan? Ce frumos, și v-ați asortat și culorile. Normal. Pe Neamărin și pe doamna Mioara, i-am văzut emoționați, dar fericiți. Pe Neamărin îmbrăcat foarte frumos, ne-am obișnuit să-l vedem în tricou, cu sacoul ăla, cu batista la rever. Mi-a plăcut să trăiți. Hai să trăiți, să trăiți. Când am ajuns, am coborât toți, ne-am încolonat, am intrat în restaurant, ne-am întâmpinat cu șampanie. Ce rămâna! Mulțumim frumos! Mulțumim frumos! Doamne, ce frumos ești! Ei, și iată că am ajuns în momentul în care suma muncii noastre de 4 zile s-a concretizat în petrecerea de nuntă. Cum puteți să vedeți, eu sunt aranjată și toată lumea mi-a zice, este Sandy? Bineînțeles, da, sunt pregătită pentru nunta. Vă rog mult de tot să luați loc la mese, pentru că este un moment extraordinar de important. Doi emoții ieșite din comun. Și să facem o primire așa cum se cuvine pentru Sony și Dana! Doamnelor și domnilor! Stimați invitați cu aplauze! Stimați invitați, o seară de neuitat pentru tinerii noștri căsătoriți! Sony, Dana și Neamărin! Nașii mari, doamna Mioara! În aplauzele dumneavoastră să aplaudăm italienește! Înainte să intrăm în sala, am așteptat să ajungă tot invitații, toată lumea. La un moment dat ne-am prezentat Livio cu Andrei, este o onoare pentru noi. Să aveți parte de bilete la circ, să fie circ plin de acum încolo încă 10 ani și să duceți generația asta de circani așa cum o faceți voi, un pic mai bine, pentru că voi sunteți un pic mai Au intrat foarte frumos, a fost emoționat momentul. Ei emoționați, ai văzut ce fețe aveau? Dar și eu am fost. Pe cuvânt, chiar e frumos să-i vezi așa, erau ca niște copii. Era o melodie în italiană care Sony de multe ori o cântă prin caravană, mi-o cântă când merg cu el în mașină și atunci cu atât mai mult m-a emoționat. Am făcut Danțul Mirilor. Eu puțin de experiență l-am în spectacol, că când ai emoție sau emoție amestecată cu adrenalina, îți iese în sfârșit. Molto romantico, i due ragazzi erano molto emozionati e di conseguenza eravamo emozionati tutti. Applausi! Și fac spectacol și la nuntă. Când am ridicat-o pe Dan, am făcut astea două prize care ne-a învețat Eddie. Lume țipa, wow! Și asta te transmite emoție să iese mai bine. E storie tăia! Bravo, aplauze pentru tine, căsătoriți! Bravo, frumos, bravo! Să te
Foarte frumos, dansul, bravo, Sonny, te-ai mișcat. Te-ai mișcat? Dana a ținut să schimbe rochea, tocmai ca să nu facă greșeli, să fie cât mai comodă, să se poată desfășura. Dar Sonny, fiind un artist, a știut să treacă peste fiecare ezitare, să o facă neobservată. Iar acum, bravo, Dana, te felicităm. Dana, tu l-ai pus în evidență în tău timpul. Se simțea emoția lor, au fost ei și au fost frumoși. Am avut mari emoții, dar le-am mascat așa, printr-un zâmbet mare. Am fost foarte emoționată, am văzut și pe maica mea care un pic era emoționată. Tatăl meu s-a ținut, bineînțeles, că el nu esterilizează emoțiile și așa ne dă un pic de liniște, dacă nu, începe să plânge toți.